AGFMS Atomare caută stewards. Agenția a făcut publică oferta de muncă a unei companii aeriene irlandeze care caută însoțitori de zbor și stewards. Nu se cere experiență în domeniu, iar aplicanții urmează cursurile organizate de companie și au la îndemână mai multe modalități de plată. Costurile pentru a deveni însoțitor de zbor se ridică la peste 2500 de euro, dar se oferă premii de 1200 de euro dacă cursurile sunt absolvite, iar contractul de muncă este menținut cel puțin un an de zile. Nu oricine, în schimb, poate deveni steward. Aplicanții trebuie să aibă înălțime cuprinsă 1,57% și 1,85 m, trebuie să știe să noate bine și să dețină pașaport valabil, să fie pregătit să facă față unor situații solicitante. În plus, companiile caută persoane deschise, prietenoase și care să cunoască limba engleză. Programul de lucru este flexibil cu oportunități de promovare și un salariu net lunar între 1.000 și 1.400 de euro.